Firmele de închirieri de avioane internaționale se așteaptă de la Rusia să săvârșească cel mai mare furt de aeronave din istoria aviației civile comerciale, spun specialiștii. Termenul limită pentru predarea aeronavelor este mâine, însă șansele ca cele 400 de avioane în valoare de 10 miliarde de dolari să fie returnate de ruși sunt reduse. Sancțiunile impuse de Occident Rusiei în contextul izbucnirii războiului din Ucraina au vizat încă de la început și spațiul aerian. Astfel, firmele de închirieri de avioane internaționale au dat un termen clar rușilor pentru returnarea celor 400 de aeronave pe care le-au primit, mai exact 28 martie. Șansele ca Rusia să respecte această măsură sunt însă reduse. Certificările de siguranță pentru avioanele date în leasing companiilor ruse au fost suspendate, ceea ce înseamnă că avioanele respective nu ar mai trebui să zboare, ci să Rămână la sol, dar acest lucru nu i-a împiedicat pe ruși să găsească o modalitate prin care să le folosească. Rusia a adoptat o lege care permite înscrierea aeronavelor în cauză în propriul registru aviatic, chiar dacă decizia încalcă legislația internațională. Mai mult, chiar dacă Europa a suspendat zborurile din Rusia, aceste avioane sunt folosite în prezent pentru rute interne. În total s-a estimat că prejudiciul adus firmelor de închirieri ar fi de aproximativ 10 miliarde de dolari. Volodimir Bilotaci, profesor asociat de management al transportului aerian la Institutul de Tehnologie din Singapore, spune că probabil vom asista la cel mai mare furt de avioane din istoria aviației civile comerciale.